Aflată la a doua ediție și venind cu noutatea unui format deosebit, competiția amical sportivă pentru fotbaliști amatori, Liga Prieteniei, și-a disputat aseară primele partide din etapa a patra. Organizatorul competiției, Asociația Umanitară Unis pentru Giurgiu, și-a onorat promisiunea de a asigura un nou campionat fotbalistic, miza fiind participarea primelor două clasate la o competiție ce se va desfășura la nivel național. Cartierul general al întrecerii fotbalistice este, ca de obicei, terenul sintetic la balon de pe joseaua Prieteniei, acolo unde în fiecare luni și joi se desfășoară câte trei partide. Iată rezultatele consemnate aseară. Etapa a patra va continua luni, 23 mai, cu partidele Energia Remuș vs. Necunoscuții. Juniorii va întâlni pe ARG și Salvatorii pe Emo Galaxy. Organizatorii competiției anunță pe cei interesați că meciurile din Liga Prieteniei pot fi urmărite și live, accesând linkul ce va fi postat pe pagina de Facebook Liga Prieteniei Giurgiu, înainte de începerea partidelor. Ulterior, înregistrarea meciurilor disputate, precum și interviurile, vor fi încărcate pe canalul YouTube, iar linkul va fi de asemenea postat pe pagina de Facebook a Ligii Prieteniei.